Gabi, atletismul este o pasiune de familie la voi, nu? Cu siguranță, ambii mei părinți au practicat atletismul, ba chiar mai mult de atât au practicat amândoi săritura în lungime, proba pe care o fac și eu. Eu în prima fază am fost selecționat pentru o echipă de fotbal, doar că părinții mi-au spus să mai aștept. Nu m-au trimis în mod direct la atletism, dar nici nu mi-au permis să mă duc la fotbal și au așteptat să fiu selecționat la atletism de către actualul meu antrenor, Grigore Cornea. Pare rău că ai ales atletismul și nu fotbalul? Nu, știu că este mult mai puțin mediatizat decât fotbalul, dar eu simt că de aici fac parte și că mă integrez mult mai bine decât aș fi reușit să o fac într-un sport de echipă, în primul rând. Nu m-ar fi caracterizat. Așteptam de mult rezultatul de peste 8 metri, pentru că mai avusem în picioare și la competițiile anterioare, doar că nu reușisem să-l transpun pe foaie, cum se spune, din cauza săriturilor depășite sau problemelor cu pragul. La momentul în care am văzut rezultatul, pentru că arbitrul nici măcar nu a spus cu voce tare, ci m-a chemat pe mine să îmi arate, după care a publicat pe tabelă, am avut un moment de șoc puțin așa, pentru că speram la o săritură peste 8 metri, de 8 metri 0,2 sau 0,3, dar m-am surprins pe mine și am fost foarte, foarte fericit. Au fost momente în care te-ai gândit să renunți din cauza accidentărilor și a... Da, a fost o perioadă destul de urâtă, timp de 2 ani în care nici măcar nu am mai reușit să mă apropii de recordul personal de la vremea respectivă, nici nu se punea vorba de progres, dar părinții au fost atât de pasionați și au avut atât de multă încredere în mine, pentru că până la momentul respectiv avusesem performanțe și o perspectivă frumoasă, încât m-au încurajat să continui și am reușit să revin. În iunie un eveniment foarte important în România, la Cluj, campionatul european pe echipe. Ce înseamnă asta pentru România și pentru atleții din România care vor merge acolo, pentru care le fi și tu? Este campionatul acesta european pe echipe, este singura competiție din atletism în care nu mai privești proba ta ca și individ, nu o mai primești individualist, ci este vorba de echipă în sine, de echipa României care trebuie să reușească menținerea în prima ligă a Europei. Acestea sunt așteptările. Da, da. Există câteva echipe care retrogradează, câteva echipe care promovează în Superliga, dar noi momentan avem ca obiectiv menținerea în prima ligă. Vei fi la Tokyo peste câteva luni. Ce ți lipsește ca să ajungi acolo? Câți centimetri mai ai? Eu sper că voi fi. Ca și rezultat, mi-ar trebui o săritură de 8,22 m, adică să adaug 8 cm la săritura din sală. Singura situație în care mi-aș face un tatuaj este să mă calific la Olimpiadă. Aș fi în stare să fac orice, pot spune, pentru a mă califica la Olimpiadă.